Parlamentul României reprezintă un model regional și european în materie de reprezentare a minorităților naționale. Avem o legislație care presupune o discriminare pozitivă în acest sens, astfel încât toate minoritățile recunoscute să poată face parte din legislativ și să fie implicate în procesul de luare a deciziilor. Acesta s-a dovedit în timp a fi o rețetă de succes, pentru că, iată, într-o Europa tot mai măcinată de conflicte etnice și de flagelul naționalist extremist, în România nu există reprezentanți al unor partide extremiste în Parlament și nici mișcări radicaliste care să reprezinte un pericol. În acest sens, avem o vastă colecție de legi și de acte normative care reglementează drepturile minorităților naționale și cadrul de asigurare și păstrare a identității lingvistice și culturale a membrilor acestora. Mă bucur că în România sunt respectate toate minoritățile recunoscute, iar contribuția lor la dezvoltarea și modernizarea țării noastre este apreciată. În tot ceea ce vă doresc este să construim împreună un viitor mai bun într-o țară europeană. Pentru că, înainte de toate, România este patria tuturor cetățenilor ei, indiferent de etnie.